Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Prieteni, avem nevoie de voi ca să facem momentul ăsta. Nu știm dacă ne iese, dar încercăm. Noi de fiecare dată, știți foarte bine, când vă rugăm să ne sunați pe o anumită temă, ne sunați și avem și noi surprize. Adică sunteți atât de mulți și din atât de multe domenii, încât dacă spunem că vrem să vorbim cu juriști, sună juriști. Dacă vrem să vorbim cu medici, sună medici. Ei bine, acum am vrea să vorbim cu aceia dintre voi care ați avut ca profesori personalități politice, gen Klaus Iohannis, care a fost un pic profesor de fizică la Sibiu, sau doamna Viorica Dăncilă. Nu știm câți elevi au trecut prin mâna doamnei Dăncilă, dar chiar am vrea să vorbim cu aceia dintre voi care ați fost la ore la doamna Dăncilă, care a predat ce predat în sa tehnologie pe la videle sau ceva, domnul Funar. Și domnul Funar înțeleg că a predat ceva. Sau orice alt om politic sau om important în țara asta. Și Adrian Stase, cred că a fost profesor la un moment dat. Da, bun. Și Petre Roman, de exemplu. Petre Roman, da, uite. Da, da. Mai pe la școala generală, mai pe la liceu, mai pe la... Bun, și la facultate. Și vrem să știm cum era la orele acestor domni și acestor doamne, mm-hmm, care au avut cariere atât de importante în România. Cum era la oră la doamna Dăncilă, de exemplu? Cum era la oră la domnul Iohannis? Cât dura o oră de școală la domnul Iohannis? 0372-069-599 este numărul nostru de telefon și să vedem dacă găsim foști elevi și ai acestor oameni importanți. Eu am zis trei nume, dar poate că voi mai știți și alții. Ideea ne-a venit după ce ieri am vorbit despre care era ora mișto, ce a fost cel mai mișto profesor la școală și care era ora cea mai mișto. Da. Și am primit și câteva mesaje atunci, spontan. Am încercat noi să ne imaginăm, da, cam cine ar fi putut să fie. Și atunci am primit câteva mesaje, uh-huh, spontan, fără ca asta să fi fost tema noastră. Și a venit ideea, bun, hai să încercăm asta. Uite, să citim aceste mesaje. Uite. Văd că ați început să sunați, ceea ce mă bucură foarte tare. Marcela ia telefoane, dar continuați să sunați. Și să dăm mesajele astea și o să revenim pentru câteva telefoane după o piesă, nu? Da, zi mesaj. Uite, eu l-am avut profesor pe Funar. Era un mesaj de ieri, dezastru. Era completarea. Dar vrem detalii. Ce înseamnă dezastru? Adică, nu știu, vrem să ne... Sună-ne dacă e. Dacă ne mai despre explicit. Daci. Ce făcea? Da. Despre nemții care erau daci. Da, bravo. Doi. L-am avut un an pe Iohannis profesor de fizică la Sibiu. Boring. Fără umor, sec. Nici fizica n-are prea mult umor. Băi, nu e adevărat, să știi că eu am avut unul dintre cei mai mișto profesori pe care i-am întâlnit în viața mea. A fost profesorul de fizică, domnul Burlacu, la școală. Și după aceea am cunoscut pe altul când mă pregăteam pentru facultate și căruia îi datorez o mulțime de lucruri în viața mea, știi? Dar domnul Burlacu de la fizică era un tip fermecător și era o plăcere să faci fizică cu el, chiar dacă din când în când avea această manie să te stimuleze, adică să dea câte o notă de 2, știi? Știu cum e. Da, asta. Și pe mine m-a stimulat să mai învăț și zicea, domn Petreanu, trebuie să fii stimulat. Eu eram în clasa 8, înțelegi, m-a luat cu domnul. Eram și mândru că îmi dădea un 2 și da, mă domnea. Da, da, da. Adică... Și eu am primit foarte multe stimulente de genul ăsta. Unele au reușit, altele nu. Un alt mesaj care a venit ieri zice așa, nu l-am avut profesor pe domnul Iohannis, slavă Domnului, dar cred că și la ore era prezent nemotivat, ca în zilele noastre. Ha, prezent nemotivat, ce bun e asta. Bun, 0372069599. Profesor celebri. Dragii noștri, dragile noastre, dacă ați avut ca profesor sau profesoară o personalitate, oricare ar fi fost ea, sunați-ne și povestiți-ne cum a fost, să aflăm și noi. Că noi eu personalități politice n-am avut, era și greu pe vremea aia, dar cine știe, poate că acum a fost mai simplu. Pe profesori celebri pe care sperăm că i-ați avut. Despre profesorii noștri celebri pe care sperăm că i-ați avut, vă mulțumim că ne-ați sunat, este excepțional, avem o grămadă de telefoane, să vedem câte putem lua și 0372069599. Dacă ați deschis radio-urile mai târziu și ați avut un profesor faimos, om politic sau ceva de genul ăsta și vreți să ne spuneți două cuvinte despre el, suntem curioși să vă ascultăm. 0372069599. Pentru început vă citesc un scurt mesaj de la Bogdan, căruia îi pare rău, dar nu poate vorbi la telefon. Ce mi-amintesc este că l-am avut profesor pe Gheorghe Funar. Era dezastru.
Supărarea lui mare era pe producătorii de pastă de dinți. În special pe pasta de dinți cu flori. Pentru că era o conspirație mondială ca să ne tâmpească și să fim mai ușor de manipulat. Că știa el că florul tâmpește. Și ne învăța cum să ne facem singuri pastă de dinți acasă. Asta e doar una dintre teoriile lui. Era profesor la USAMV Cluj, parcă de economie agrară, dar în general nu venea la cursuri. Dacă îmi venea, numai de astfel de teorii se ocupa. Mulțumim, Bogdan! Hai să intrăm direct în telefoane. Darlen, dacă am înțeles bine, bună dimineața! Bună dimineața! Darlen! Bună dimineața! Bine ai venit, ești în direct. Cu cine ai avut ocazia, ca să spun așa? Am absolvit facultatea de drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și drept penal, partea specială, mi-a predat domnul Tudorel Toader. Domnul Tudorel Toader. Ce onoare. Cum era? Înțeleg că e un prof bun, nu? Într-adevăr, este foarte bine pregătit, nu contestă nimeni acest lucru, dar nu pot să zic că ne inspira frică sau... Cum uitați profesor? Poate că părea concentrat mai mult pe partea politică la momentul respectiv decât pe... Dar avea vreo ciudățenie de-asta sau ceva ce ți-a rămas în minte? Nu. Era din, din categoria profesor comun. Ok, sărac, din categoria profesor comun, da. Deci, Tudorel, toate să nu fă o venă acum. Eu, profesor comun? Da. Mulțumim, nu poate. Nu mi-a rămas în minte ca fiind un profesor special, adică, na, okay. E în categoria profesorilor comuni. Perfect, dar îți mulțumim tare mult. Am avut un comun până acum. Așa. Sava, bună dimineața! Bună, Sava! Bună dimineața! Salut! Ia zi! Salut! Da, te ascultăm. Eu am avut profesor în 95-96 la... Facultatea de Științe Economice din Timișoara, pe un om care a dat autograf tuturor românilor. Cine? Domnul Isărescu. Aha, domnul Isărescu. Domne, tare. Și cum era? Mă gândesc că aveți și bani fizic, nu doar pe card. Da, avem. Da, avem autograf. Ceva, asta e ce bună e asta, a dat autograf tuturor românilor. Și cum era Isărescu? Păi, îți zic sincer, sau vă zic sincer, când am văzut că o să facem cu dumnealui, era în anul 3 politici monetare, am zis, îți dai seama că nu vine Dita mai Isărescu din București la Timișoara, la o facultate de stat, nu privată. Și știți ce? A apărut la prima oră. Așa? Foarte elegant, distins, prietenos, amical. Aha, ne-a zis că nu o să vină în cursul anului, o să vină doar la examen, ceea ce era și logic cumva, adică ne așteptam, ne-a prezentat asistentul. Da. După care zice, dacă aveți totuși ceva plângeri, nelămuriri, neînțelegeri, aveți numărul meu, un număr de fix, evident, de la cabinet, și mă sunați oricând. Am zis, dai seama, vrăjeală din asta de politician, știi? L-am sunat de două ori și de absolut de fiecare dată a răspuns și a fost foarte, foarte amabil. Nu-l laud, nu-i fac propagandă, dar chiar a fost un domn foarte elegant. Mulțumim de tare. La examen, evident, a venit. Și v-a trătit pe toți? Nu, a fost foarte corect, foarte obiectiv. Eu am luat țin minte și acum un 8, deși au trecut 27 de ani. Ce tare! Când și-a deschis sacoul să treacă nota în carnet, avea frumos două stilouri de aur, nu dăm numele mărci, dar una peste altă experiență foarte, foarte plăcută. Un domn foarte elegant și prietenos și corect și cum vreți voi. Mulțumim, Sava, pentru o experiență foarte mișto. Avem semnale că e neschimbat. Da? Ia! Eu nu l-am avut profesor, dar... Și nici nu e profesor, dar e un om politic important. Sunt din Drăgășani, județul Vâlcea, și sunt vecin cu domnul Isărescu. Așa. Deci e un om normal, un om simplu, umil. Când vine pe acasă săptămânal, dă noroc cu tine, te salută și îți vorbește și la perfectul simplu. Fusăși, te dusăși, ce făcuși. Se încadrează imediat în ambient. Salutare, băieți. Mulțumim. Asta numele, nu? Au schimbați un finisher peste gard? Că domnul Isărescu face un finisher. Mă rog, ar putea să facă finisherul mai bun asta, dacă se poate o sugestie. Dar schimbați un finisher la gard? Uite ce făcui eu anul ăsta. Dragoș, bună dimineața. Bună, Dragoș. Bună dimineața, băieți, felicitări pentru emisiune. Eu am avut-o ca profesoră pe doamna Ecaterina Andronescu. Așa, Abraham Burica. Da. Așa. Ca profesor, ce pot să vă spun este că a fost excepțională. Dar ce preda dânsa? Chimia silicaților compușilor oxidici. Bun. La facult. Chimia silicaților și compușilor oxidici. Măi, sigur? Mam.
Chimia stării solide. Wow, ok. Așa se chema, așa cu silicaz, cu așa se chema materia în cadrul catetrii de silicat. Și avea vreo particularitate, ceva care ți-a rămas în minte așa din experiența cu ea? A fost, deci în primul rând a fost o profesoră foarte bună. Da. Și extrem de prietenoasă. Acum să nu înțelegeți că mergeam la bere împreună, că nu se putea, pentru că dacă mai țineți minte, în acea perioadă vorbesc de anii 87, 88, 89. Da. Ministrul învățământului cam provenea de la chimie. Da. Și ea era ministru, dar știu că chimia era importantă. Da. Da, da. În afară de faptul că era profesoară, mai era și secretara ministrului de atunci și n-a, pur și simplu efectiv nu avea timp, lucea foarte mult. Deci dânsa... Da. Dar dincolo de faptul că era o profesoră foarte bună, arăta și foarte bine, trebuie să o recunosc. și dacă se poate, vreau să vă prezint o întâmplare ca să foarte pe scurt, că foarte mai scurt, avem telefoane și vreau să luăm cât mai multe. În cabinetul ei, acolo pe locul unde trebuia să țină tabloul lui Ceaușescu, că știți că era obligatoriu, era tabloul lui Solacolo, cel care a înființat catedra de chimie a silicaților în Facultatea de Chimie din România. Ce tare! Mulțumim mult pentru intervenție! Băi, uite, îmi scrie un coleg, un fost coleg. Era de la liceu, Cati. De la liceu. Cornel Zet, îți mulțumesc, Zetule, pentru mesaj. Zice, zi și tu, am făcut și noi vreo două ore cu Mihai Răzvan Ungureanu. A, da? Nu mi-aduc aminte, în clasa noua... Preda istorie. Nu mi-aduc aminte. Deci nu mi-aduc aminte. Fichiulii de la ORL. Ce? L-ai avut prof pe MRU și nu da, pe domn prim-ministru. Mulțumim tare mult. Cristi, bună neața. Cristi, salut. Bună dimineața. Salut. L-am avut profesor pe Nicolae Rubu la facultatea de calculatoare. Primarul nostru favorit. Ce vrea la domnul Rubu? Jucați fotbal? Preda fotbal? Nu, personal nu jucam fotbal, jucam basket, deci nu m-am întâlnit cu el în fotbal. Ce preda? N-am avut multe ore cu el, sincer să fiu, mi-o aduc bine aminte, eram în anul 2 de facultate, cred că doar a substituit un alt profesor, pentru că n-am avut examen cu el. Aha. Dar în schimb mi-aduc aminte o istorioară foarte, foarte interesantă, care mi-a rămas mult timp în minte. Da. El ne-a povestit, practic, în prima oră când a venit la noi, copii de 19-20 de ani, ne-a povestit cum a fost primul lui job unde a fost angajat și care era considerat jobul perfect a românilor, în care practic mergea la job la ora 9, până la 11 se bea cafea, după care se lucra 2-3 ore, venea pauză de masă, mergeau într-o plimbare, se întorceau și iar beau cafea, veneau ora 4 și plecau acasă. Cumva noi am zis cum să fie ăsta jobul ideal. Dânsul ne-a povestit că de fapt a fost foarte nemulțumit de faptul că în acel loc era parcă ceva un ziar, nu mi-aduc aminte. Nu cred aminte că la ziar lucra el așa, la ziar. Da, mai știi? Bun, am înțeles. Mulțumim foarte mult pentru relatare și poveste. Ce fuge timpul în dimineața asta, uite. Daniel, bună dimineața. Bună, Daniel. Alo? Ești pe linia 5? Da, Daniel. E, dar nu e. Tudor, bună dimineața. Tudor, salut. Bună. Bună. Bine, mai avem un minut, să știi. Bună. Da, te auzim. Mai avem telefoane, da. Of. Da, Fostul ministru al educației, Ioan Manc, la calculatoare, Oradea. Aha. Și era ceva cum? Cel, era treabă? Cel dinainte de Liviu Pop. Și-a dat demisia în 5 zile pentru plagiat. Da, și-a dat demisia ministru. Și ca profesor, cum era? Citea din carte, a? Ghiciți ce... aveam noi de făcut la laborator, sau cel puțin între semestre. Să copiați, să transcrieți ceva. Am primit un PDF, mare de sute de pagini și fiecare avea tu de la pagina 1 la 30, următoare, 30 la 60 și tot așa. Nu cred. Iar, genial. După aia, după următorul semestru, cei care erau mai apropiați de dânsul au primit sarcina de a corecta ce-am făcut noi. Ce tare e asta. Deci eram acolo. Mulțumim tare mult, ne pare rău, Ștefan, îți mulțumim că ai rămas în așteptare, dar nu mai... Au venit și timp. Foarte multe mesaje, n-am avut timp, din nefericire, însă cert e că nimeni nu a fost... Rănit. Nu. Nimeni n-a avut o profesoară pe doamna Dăncilă și sunt mulți oameni care întreabă, zice, chiar sunt curios dacă apare cineva care a avut o profesoară pe doamna Dăncilă. Băi, poate ar trebui să reluăm subiectul, că sunt foarte multe... Elevii doamnei Dăncilă, da, poate mai facem peste ceva timp. Eu voiam să verific cu un elev al doamnei Dăncilă dacă i-au luat vreodată cartea din care citea și le-a dat liber, așa cum este legenda.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.